de neamuri și avem simbolul acestei lucrări, cred că astăzi se suprapune cu duminica de astăzi, cu femeia hananiancă, care avea fiica bolnăvioară și femeia și-a trecut toate pragurile psihologice posibile. Nu s-a mai cramponat că e de alt neam, că nu e izraeliancă, că n-a adus jertfă, că nu s-a închinat la templu. Ea a auzit că omul ăsta poate face bine. Ei i-a spus cineva că dacă ajunge la el și îl imploră, el nu o lasă. Și a venit în fața ei, a venit în fața lui sau în spatele lui sau în apropierea lui și a strigat până a iritat opinia publică. Și de unde știm lucrul acesta? Ne spun chiar evangheliile. Doamne, sloboade-o că strigă în urma noastră. Adică le strica liniștea lor mai mult decât ce spunea Iisus. Că ce a spus Iisus a uitat mulți. Iisus tace. Și tace odată, de două ori, de trei ori. Tace tot timpul. Tace. Când este constrâns să vorbească, dă și un răspuns ambigu, tocmai pentru a irita mai mult opinia publică, dar o irită cu un scop de a-i stârni și sentimentul. Că atunci când ești credincios, dacă nu ai sentiment interior, credința ta e falsă. Ați văzut credincioși de mai multe feluri. Unu, pravilist de s-au rupt trei rânduri de ceaslovi și psaltiri, dar al dracului de n-ai mai văzut. Postitor până la moartea de foame, dar mai afurisit și mai îndrăcit și mai spurcat la limbă și mai rău la inimă, n-ai văzut. Evlavios să ia un rând de sticlă de pe icoane, dar el n-a învățat să facă o faptă bună nici dacă îl picuri cu rășină. Și de ce vă spun lucrurile astea? Este marea cicatrice a ortodoxiei răutatea creștinilor. Este marea durere a creștinismului, dușmania creștinilor, viclenia lor, parșivenia lor, mizeria lor sufletească, intrigăriile lor sunt mai periculoase ca ale păgânilor. De ce? Pentru că îi chinuie dracu mai mult că sunt creștini și ei nu-și dau seama. Deci, pentru păgâni ai o singură doctrină, într-o singură carte. Pentru creștini ai o singură doctrină în 12 cărți, numite filocalii. Deci fiecare patimă are nevoie să o explice într-o carte. Dacă citești Războiul nevăzut, te îngrozești. Dacă citești filocalia 8, te sperii. Dacă citești filocalia 10, rămâi mirat. Dacă citești filocalia 4, rămâi perplex, ca să spunem așa. Deci cât de ascuțite și de viclene sunt cursele satanei pentru inima omului creștin. Și noi nu realizăm lucrul ăsta. Deci cele trei elemente care definesc creștinismul universal ca șansă de mântuire sunt smerenia, care slavă Domnului, gemem de smerenie noi ortodoxi, bunătatea, slavă Domnului, o găsim la tot pasul în ortodoxie, în special între creștini, și rugăciunea. Dacă mergi și faci un sondaj pe stradă, din 50 sondați, 10 știu Tatăl nostru și 2 crezul. De ce? Pentru că suntem apregi împlinitori ai rugăciunii. Noi împlinim cuvântul Apostolului Pavel care spune, neîncetat vă rugați. Ne rugăm bârfind, ne rugăm vorbind de rău, ne rugăm purtând grijă altuia, ne rugăm când avem nevoie, ne rugăm doar când are copilul examen, ne rugăm când n-avem servici, ne rugăm când suntem bolnavi, ne rugăm doar când ne trebuie ceva, când avem un examen, dar nu ne rugăm lui Dumnezeu cum. Să ardă inima ta de dragostea Lui. Să nu treacă o clipă, să nu simți nevoia să zici un Doamne Iisuse. Să nu te apuce seara, cât de frumos. Am citit ceva zilele astea despre istoricul cultului și dădea acolo niște simbolistici, dar foarte frumoase. De ce creștinii citesc vecernia în biserică, de pildă? Auzi ce frumos! Odată cu înserarea luminii de afară, este simbolul că noi am venit din întunericul necunoștinței și ne-am rugat până dăm din nou dimineața la ce? La luminânda de după utrenie, când începe ce? Zorile de ziua. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că am trecut prin moartea somnului, că am trecut prin moartea păcatului, prin moartea necunoștinței și am ajuns la lumina cunoașterii de Dumnezeu. Și care e lumina cunoașterii de Dumnezeu?
soarele de dimineață, care e simbolul soarelui Hristos, Hristos, soarele dreptății. Ea niște lucruri extraordinar de frumoase. Ei, arată-mi mie un creștin care când se însărează afară, își stânge becul în casa lui, pune o bobiță de tămâie, aprinde o lumânărică și în fața ei, în dreptul icoanei, că dacă pui o lumânare în fața icoanei și stai jumătate de oră și privești icoana, altă rugăciune nu-ți trebuie. Te învață icoana aia de toate. Lumânarea aia te învață de toate. Pâlpâiala aia a flăcării ei te învață de toate. Umbrele care le face lumânarea când arde pe icoană te învață de toate. Și cugeți la venirea lui Dumnezeu care poate să vină. Iată, mirele vine în miezul nopții. Iată, vine fără de veste. Fără de veste o va afla priveghind. Îți aduce aminte de fecioarele alea cu un de lemn și cu candela, cum a rămas cu fără un de lemn în candelă și le-a găsit pregătirea de nuntă cu făcliile aproape stinse. Deci, ai la ce cugeta. Dar cât cugetă la treaba asta? Sau liturgia care este unirea cerului cu pământul. Este darul cel mai de preț al Dumnezeu. Să-i dai lui Dumnezeu o bucată de pâine și un pahar de vin și El să-ți trimite înapoi prin lucrarea Duhului Sfânt, tu nici nu știi, nici nu vezi, nici nu cunoști. Trup și sânge dumnezeiesc. Cum poate face Dumnezeu o taină așa de mare sub ochii noștri, inconștienți noi fiind de mărimea acestei taine, de puterea ei? Că acolo, de fapt, coboară Dumnezeu la tine să-L poți mânca. El te aude că-L vrei și vine să-L mănânci. Să ascunde în chipul pâinii și să ascunde în chipul vinului. Și tu-L mănânci și te vindeci. Tu-L mănânci și te tămăduiești. Tu-L mănânci și te liniștești. Tu-L mănânci și te curăți de păcate. Deci, habar nu avem. Deci, vedeți, aceasta e ortodoxia care trebuie să o trăim. Să palpăm de iubire. Să palpităm de puterea rugăciunii. Deci când am văzut odată un gest frumos și mi-a plăcut, și pot să spun că l-am apreciat, un bețivan bea la o creșmă și m-a cunoscut. Și întâmplător am oprit mașina și am zis, zic, iar torni în tine ca vițelul. Părinte, iartă-mă că-s păcătos, nu de la mine îți cer iertare, la Dumnezeu. S-a întors cu fața la răsărit și a scos căciula din cap, a pus mâinile ca un copil și a zis rugăciunea tatălui, zic, amu, te-am iertat. Deci mi-a plăcut gestul că deși cu băutură în cap a știut că poate să-și ceară iertare zicând rugăciunea Tatăl nostru. Ei, e un gest frumos, dar nu-i suficient. Dumnezeu i-a cântărit gestul, dar nu vrea să el facă numai în creșmă. Și în biserică. Și în biserică. Era pe vremuri un moșneac bătrân, a murit la vreo 90 ceva de ani, Moș Vasile. Și eu nu știam, eram prea tânăr. Și când începea să se spună crezul la strană, el începea, cred într-un Dumnezeu! Eu am zis, băi, e nebun. Da, o dată așa, două ori așa, trei ori așa. Și odată îl întreb, zic, dar de ce strige așa tare Moș Vasile? Zic, mi-a sărit inima din loc. Să mă audă Dumnezeu că-s păcătos, am fost în război și am tras în oameni. Vedeți? Conștiința. Da, noi n-am tras în oameni cu vorberele. Cu bârfe, cu răutăți, cu dușmănii, cu procese, cu rușini, cu vorbe de ocară, cu bârfelnițe de tot felul. N-ar trebui tot așa să strigăm? Nu cumva Dumnezeu doarme la muțenia minții noastre adormite și lehămituite de viață, cum spune Chiunul. Vai, m-am săturat de trăit, la cât de prost ești, n-ai cum să nu te saturi de viață. Dacă ești deștept, nu te saturi niciodată. Spune așa, Isaac Siru, 1000 de ani de-ar fi viața omului, nu i-ar ajunge lacrimele să-și spele păcatele care le-a făcut, dacă Dumnezeu ar deschide ochii minții să le vadă și să le înțeleagă. Deci vă dați seama cam cât de mult trebuie să ne rugăm noi la Dumnezeu să trăim, ce mare dar e viața? Vă dați seama cât ar trebui noi să-i spunem Dumnezeu, Doamne, o clipă să-mi mai dai, dar să fie cea mântuitoare. Doamne, o zi să-mi mai lași, dar să fie cea de pocăință. Doamne, o zi să-mi mai dai, dar să ți-o pot da ție. Nu. Noi, cred că și de pe patul de moarte, dacă ne-am revenit din morți, cred că prima întrebare care am întrebat-o, e tot un or, ne-a încuiat să nu fure cineva. Vezi că sunt mulți prin casă. Nu l-ar interesa pe mor dacă intri în rai. Cei de la mormântare să nu pui mâna pe ceva. Așa e omul de apucat și de străcheat. Atât ai de materialist și de zăpăcit la minte. Ei, aceasta nu îi place lui Dumnezeu.
Hananianca aceasta străină, care n-avea treabă cu credința și cu rânduiala, a venit la Iisus și i-a spus la modul cel mai prompt: Doamne, zi-mi Tu cum vrei, și cățea, și câine, și animal, și jivină, cum mă faci, nu mă interesează. Dacă fiica sănătoasă, îmi faci cea mai mare bucurie. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela pentru o singură expresie: că și câinii mănâncă din masa fărâmăturilor lor. Accept umilința, accept înjosirea, dar n-accept să mă părăsești și să nu mă ajuți.